Suntem live pe cetățeanul.net. Eu vreau un interviu de suflet, el vrea un interviu cu cărțile pe masă. Ce o să iasă o să vedem, însă o să-l cunoașteți pe George Simion și o să-l vedeți așa cum poate nu l-ați văzut niciodată, pentru că îl vedem cu toții la Parlament în fiecare zi, se ia de gât cu miniștrii, cu parlamentari, cu deputați, se luptă pentru popor, dar ce e în spate și ce face el când se închide cortina, când ajunge acasă, cum e viața lui? Și dacă are frigiderul plin, n-are frigiderul plin, ce mănâncă, dacă are timp să doarmă? O să aflăm toate lucrurile astea azi de la liderul AUR, George Simion. Îți mulțumesc, George, că m-ai primit, iată, în biroul tău cel frumos aici. Te-am văzut de dimineață, ești neobosit. Neobosit, conferință de presă, live-uri. Pe cine ai alergat astăzi? Astăzi pe nimeni l-am alergat, mult spus alergat, dar am fost destul de dur și incisiv cu cel care ar trebui să se ocupe de românii din diaspora și cel care nu face mai nimic pentru românii din diaspora. Venise să ne ordoneze nouă în activitatea în Parlament, așa că i-am zis să stea în banca lui, că nu e rolul secretarilor de stat să intervină peste deputați. Ieri s-a comis o mare trădare națională și nu știu cum o să facem un interviu ăsta, că tu vrei să discutăm despre viața mea privată, personală. Eu, în afara nunții, am încercat să fiu cât de discret posibil cu viața mea. Asta mi-a adus și de servicii. Așa că îți propun cumva să facem un mix, zic și ce a fost ieri, pentru că ieri a fost o mare trădare națională. S-a votat pentru ne-am obișnuit cu asta. Închiderea termocentralelor și pentru oprirea oricăror zăcăminte de cărbune, fie că e vorba de huilă, adică la adâncime, sau lignit. Am frigiderul plin, cel puțin de când m-am căsătorit. Ilinca este o gospodină foarte bună și din punctul ăsta de vedere al vieții de familie chiar trăiesc momente frumoase. Am frigiderul plin în ultima vreme și de când am crescut mult în sondaje și în sens... Că ți-au băgat acolo politicienii toate cuvintele și toate înjurăturile, exact. Și toate... Exact. Și vor să te extermine. Au fost multe denigrări și... Inclusiv un dosar penal fake. Cum n-are toată lumea, adică ai putea să te mândrești cu asta. Ești cam unicat? Am, de fapt, două dosare. Ai două? Ia uzi. Penale. Care mi s-au închis. Și acum nimica nu-i bine. Că ne-au luat cu autocarul și m-au dus cu mascații la poliție, inclusiv asta era o înscenare și că ține sistemul cu noi pentru că ne-a luat autocarul și ne-au făcut dosare penale. Acum că mi-au închis dosarul penal, pentru că eu, ca să înțeleagă toată lumea, conduceam având carnetul perfect valabil. La fel este o înscenare. Dă-mi, te rog, telefonul de TikTok. Eu am fost până acum într-un live pe TikTok, mi-am început ziua pe TikTok. Și o să rog și eu pe colegii mei să schimbe background-ul, să lase mai simplu background-ul. Închid aici. Așa, am... Deci zici că ai frigiderul plin acasă, dar ai frigiderul plin și la Parlament și în politică. Cu toate astea ești vedeta politicii românești de astăzi, cu dosare penale, cu scandaluri, cu toată nebunia asta care e azi. Ai aruncat într-un an cât alții în 7, așa, ca făt frumos, și te pregătești probabil, deși nu cred că o să-mi spui tu astăzi, deși e cel mai sincer interviu, de o candidatură la președinție. La un moment dat o să candidez. M-a întrebat toată lumea dacă candidez în 2024 și am zis că sunt tânăr. Tocmai am întâlnit 36 de ani. Mulțumesc. Avem o formațiune politică tânără și nu cred că în momentul ăsta sunt eu cel mai potrivit om pentru a îndeplini funcția asta. Sunt oameni. Eu am tot spus în spațiu public despre
diferiți oameni că ar merita să ocupe funcția de președinte a României, pentru că până acum nu m-am simțit reprezentat de niciunul din președinții pe care i-am avut sau pe care i-am prins eu. Așa, adult, l-am prins pe Traian Băsescu și pe Klaus Iohannis. Ambii niște tragedii, din păcate. Din păcate pentru că unii și-au pus speranța în ei. Și am nominalizat Ioana Aurel Poc. Poate ar fi mai bine să vină cineva mai tânăr, nu? E bine să vină cineva mai tânăr, dar cineva să aibă experiență. Eu până acum ce ținte mi-am propus la nivelul politicii, am reușit, cred. Sper să reușim și ca în 2024 să obținem o majoritate din voturile românilor, să facem o alianță patriotică, o guvernare patriotică, cum s-a întâmplat în Italia, cum se întâmplă în multe alte aici state. Aici întrebarea, cu cine? Că aveți cu toții frigiderele pline, vorba aia, dar nu vă puteți uni să faceți o ladă frigorifică. Eu sper... Ce se întâmplă? Sunt orgolii mari în mișcarea suveranistă, patriotică. De ce până acum n-ați reușit să stați la aceeași masă? Adică parcă zici că sunteți dușmanii de moarte unii cu alții. Nu, eu cred că am reușit progrese mari, cel puțin de când a apărut AUR, pentru că niciun partid patriotic, niciun partid suveranist nu mai a fost în Parlament în ultimii 15 ani. Pentru că erau tabere, grupuri, grupulețe, facțiuni diverse. Așa că am reușit o mare performanță creând AURul, adunându-i pe toți împreună, intrând în Parlament, arătând că se poate și obținând mult mai multă vizibilitate. Niciun post de televiziune nu ne chema înainte de alegerile din decembrie 2020 să apărem pe micile ecrane, motiv pentru care majoritatea oamenilor, 60% dintre oameni, nu ne știau. După aia a început dezbinarea pentru că toată lumea, în loc să se concentreze pentru a obține o majoritate suveranistă, patriotică, următorul pas, de la 10% să crești la 50%, toată lumea a făcut din noi o țintă. Și eu am primit multe lovituri, am fost atacat, n-am răspuns. Până recent am tăcut din gură. Că am zis că nu-i bine să creezi dezbinare, că lasă că poate vor apărea mai multe formațiuni și împreună să obținem acel 50%, pentru că nu tuturor le place de George Simion și nu tuturor le place un lider sau altul. Da, la un moment dat și în ultima lună am constatat că nu se poate așa ceva. Am tăcut din gură... Deci de la protestul din 2 octombrie ai concluzia asta. De la protestul din 2 octombrie m-am decis că nu se mai poate și dacă nu există schimbări de atitudine față de noi, nu o să mă apuc să comentez alte persoane, dar nici nu îi mai bag în vreun fel în seamă.